M-am născut în orașul Drochi acum 10 ani. Tata își dorea băiat, să vorbească despre fotbal, iar mama i-a dorit o fată, cu care să poată vorbi despre orice. Medicii mi-au pus pe cap o căciuliță albastră și l-au invitat pe tata să facă cunoștință cu mine. Iar el m-a îndrăgit atât de tare, încât de atunci, zi de zi, este prezent în viața mea. Când aveam 6 luni, ne-am mutat cu traiul la Chișinău. Tata muncea mult, iar eu îmi petreceam toată ziua cu mama, așteptându-l la geam, până seara târziu. Creșteam frumos, îmi plăceau animalele și păsările, zilnic învățam ceva nou, iar mama încerca să mergem la diverse evenimente pentru copii, ca să văd, să aud și să mă dezvolt. Astfel, încet, încet am îndrăgit muzica și la 2 ani cântam deja într-o engleză perfectă. Apoi, împreună cu părinții, am început să ne căutăm o casă nouă, iar când am găsit-o, au apărut și primele încercări de a face vlogging. Bye! Așa, dar mai departe? Aici eu. Așa, de acolo? De aici cui să fii camera? A mea. Așa. Noi facem un pot. Cu cine? Facem ce-a stata. Ai acolo filmează la cu mine? Acum copiii ce filmează? Copiii ce de acolo, ha? Mama îmi punea în față cartea, iar tata aparatele video și foto, ca să mă atragă în această direcție. Și chiar e reușit. Păi, ce număr trebuie până la 10 în limba română? Limba română? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa, număr trebuie acum până la 10 în limba engleză. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa, și număr până la 10 trebuie în limba rusă. Așa, mulțumesc, bravo! Cu plăcere! Îmi amintesc cu drag plimbările cu tata și momentele în care el avea grijă să nu pățesc nimic. Opa! Hai, coborim! Atent, atent! Opa! La vârsta de 4 ani, mama m-a înscris la un centru de dans pentru copii, unde cântam, dansam și îmi făceam prieteni noi. Încet, încet, fără să-mi dau seama, mă descurcam tot mai bine și mai bine în fața camerei de filmat. Mama, noi mâncăm înghețată, nu mâncăm înghețată. Ce te întoare ai tu? 3 ani. Cum îi cum cheamă? Cum familia ta? Cadija cu Cărescu, cu Fim, tata, mama și Patica. Luni, mat, necoi, voi, zi. Vineri? Vineri, sâmbătă, duminică. Papa, mama. Te iubim. În cele din urmă, ne-am gândit cu părinții să creăm un canal de YouTube pe care să publicăm filmulețe din viața mea. Primul vlog, filmat de probă, așa și nu a mai fost publicat. Bine ați venit pe canalul Patricia Show! Azi vreau să vă prezint iepurașul meu de cântat, l-a cumpărat când eram și eu la filmări. Dar nu uitați, este preferatul meu. Iepuraș, dorm cu el și mă joc în fiecare zi cu el. Și are parcă urică și are așa de tare. Dar îl cheamă Măsuc Roz, îl cheamă. Acum vreau să vă prezint alte jucării, mai drăguțe decât acestea. Dar e preferatul meu. La vârsta de 5 ani, m-am filmat într-un spot video, iar finalul se încheie cam așa. Mulțumesc mult, mamă! Vă așteptăm deja în Italia! Uf! Ce-o nonă?
revedere! Ceau, mama! Ceau, Patricia! Ceau, Patricia! Suna armonios, memorabil, iar după câteva luni, când aveam 6 ani deja, publicam primul meu vlog pe canalul meu de YouTube. Ceau, Patricia! Și astăzi vom vedea. De atunci, timp de aproape 4 ani, am postat săptămânal câte un vlog din viața mea. Iar voi m-ați descoperit și m-ați ajutat să ajung până aici. Prieteni, de atât de multe ori ne-am întâlnit pe online, dar iată că a venit și ziua în care să ne întâlnim față în față. Sunteți pregătiți să vă întâlniți cu Ciao Patricia? Ciao, prieteni, am o super noutate pentru voi. Colecția de produse Ciao Patricia este disponibilă acum. Tricouri, căni, penare, rucsacuri și seturi de stickere sunt toate create cu drag pentru voi. Apropo, ele pot fi o alegere foarte bună dacă le dăruiți la ziua de naștere a unei prietene, colege sau a surioarei. Găsiți întreaga colecție în rețeaua de magazine Melomania. Și da, aici puteți găsi multe, multe alte produse interesante și moderne pentru voi. Spor la cumpărături! Deși tu like, subscribe.